Eu iau mașina acum și o duc acasă. O să vin cu un taxi înapoi. Cine îți decontează? Și acum, după mine, o să vină în locul meu un costădăin și aici. Să vedem dacă stați aici toată ziua, să le dați și la ei amendă. Există parcare publică, gratuită, să știți, în zonă. Omule, eu v-am spus cum să... În zona, e biserica și mănăstirea Stelea. Nu i-a luat. Nu, mi-a luat. Iau mașina, plec cu ea, nu ia discuții, instituții. Nu stați o discuție cu dumnealui, că dumnealui nu are... Două minute, că intră. Face de pe reclamații dumnealui, e tot. De că reclamații facem? Și nu sunt reclamațiile, nu sunt reclamațiile corecte. Păi și atunci de ce spuneți contribuabilului cine face reclamația? Care e problema dacă spun? Este o foarte mare problemă. Care e problema? Dezvăluiți. Ce dezvăluie? E un secret sau ce? Da, trebuia să fie un secret. Nu vă supărați pe mine, deja intrăm în altă discuție. Nu, dacă trebuie să intrăm. Nu, doamne, că domnul Soși filmează și aia face toată ziua. Ok, e bine. Și la noi se fac atâta, dar să-mi spună și mie cum o rezolvăm. Există adică parcare gratuită la Mănăstirea Stelea, vis-a-vis de Mănăstirea Stelea. Stați de vorbă cu noi, dumnealui nu are nicio calitate. Corect. Dumnealui nu are nicio calitate.